Mai mult decât un loc al negocierilor intense între politicieni, Copenhaga este în aceste zile o tribună a liberei exprimări. Organizații neguvernamentale și ecologiste din întreaga lume au venit aici să-și spună păsurile. N-au putut să mulțumească pe toată lumea, dar danezii au făcut tot posibilul să arate lumii că se poate trăi ecologic. Au organizat conferința într-un centru alimentat cu energie de o turbină eoliană, au oferit participanților permise gratuite pentru transportul public ca să împiedice poluarea, au pus la dispoziție pixuri din plastic reciclat din sticle de apă și laptopuri speciale cu consum redus de energie. Au impus chiar și un cod etic care recomanda participanților să nu apeleze la servicii sexuale plătite. Eforturile organizatorilor nu au fost suficiente însă pentru un acord între politicieni, iar activiștii ecologiști au folosit cele mai bizare metode pentru a protesta. It's a feeling of disbelief and of being scared that they don't come to a decision. Conferința este aproape de sfârșit și nimeni nu vrea să accepte eșecul. Mai există totuși o speranță. Astăzi este prezent aici președintele american Barack Obama. Obama, Obama, the climate's depending on you, it's true. Drama, drama, but we think you know what to do. Obama, Obama, this state has to contribute to, it's true. Yes, you can, the whole world is waiting for you.